Scandalul a avut loc aseară pe ulițele satului Izvoru. Incidentul a fost filmat de un localnic și postat pe o rețea de socializare, devenind viral. Pentru că înverșunarea celor trei persoane a fost mare, pentru a le împiedica să se omoare, a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Pentru că s-au cotonogit reciproc, aceștia vor trebui să răspundă și în fața legii. Ziua de 1 februarie 2018, prin intermediul Serviciului Național Unic Apeluri de Urgență 112, o persoană din comuna Găneasa a sesizat că, în timp ce două persoane de 29 de ani, respectiv 52 de ani, ambele din aceeași localitate, se deplasau pe o stradă din comuna Găneasa, sat Izvoru, au fost lovite de un tânăr de 22 de ani din aceeași localitate. La aproximativ 15 minute de la primul apel prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112, tânărul de 22 de ani a sesizat de asemenea prin intermediul Serviciului Național Unic Apeluri de Urgență că a fost înțepat cu un cuțit de către bărbatul de 29 de ani care fusese implicat în altercație. Toate cele trei persoane, printre care și o femeie de 52 de ani, implicate în altercație, au suferit răni serioase. Rând pe rând, ele au ajuns cu salvarea la spital pentru îngrijiri medicale. Au fost preluate trei victime, două dintre ele la un prim apel, o femeie de 54 de ani, cu traumatism craniocerebral închis, conștientă, stabilă hemodinamic, și un tânăr de 29 de ani, cu contuzii faciale, și s-a dovedit în urma investigațiilor efectuate la spital că avea fracturi de sinus maxilar. Iar ulterior, la apelul poliției prezente la locul incidentului, undeva la o diferență de o oră, a fost preluat un tânăr de 22 de ani cu plagă înțepată în obrazul stâng și escoriații la nivelul feței. Cele trei persoane nu doar că s-au ales cu dosar penal pentru că au ales să-și rezolve neînțelegerile în mod violent în stradă, dar vor trebui să scoată și mulți bani din buzunare pentru a plăti zilele de spitalizare. Dacă nu o vor face de bunăvoie, ei se vor mai alege cu un dosar pe rolul instanțelor de judecată.